Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Voi știați că există un nou traseu la Azuga. Este Blue Line de începători și astăzi urmează să vi-l arăt. Nu este gata, încă mai este de lucru la el, dar vreau să vă arăt pe unde începe. Bun, hai tăina cu ama și nu te duci încolo spre Red Line, ci o iei pe aici pe drumul forestier. Bun, cobori așa frumos pe drumul forestier un pic și acolo unde intri în pădure mai mergi un pic, 30 de metri și o să înceapă traseul. Este un mic off camber pe care trebuie să-l urci și de acolo începe traseul. Niște șanțuri aici. Uau, mamă, cât a praful! Și aici la stânga undeva începe traseul. Adică, opa! Ai pus frână, ce ai făcut? Nu, mi-a lăsat prea târziu. E praf. Ce și praf? E cam mult praf, da. Este un traseu, după cum ziceam, de începători. De flow. Așa. Și este mai lung decât aș fi crezut eu. Sunt multe contrapante, dar sunt un pic, ouăleu, un pic ciudate contrapantele astea. Nu poți să intri cu multă viteză în ele, dar urmează să mai lucreze la ele. Nu sunt gata. Și urmează să mai adauge niște roluri, niște jumpuri. Deci urmează să fie un traseu foarte mișto, doar că na, este de lucru la el. Aici o să-i ține puțin dreaptă, lăsăm bicicleta să curgă. Aici iar contrapantă. Încă una la stânga. Uai, ce prost am luat-o. După cum ziceam, oricum sunt și ele puțin ciudate. Încă o parte dreaptă aici. Așa. Au. Au. Schimbătorul vieții. Nu mai suport GX-ul ăsta. Probabil aici o să fie secțiunea de jumpuri, mă gândesc că ar fi loc să faci câteva jumpuri, câteva rolere, să te pompezi. Opa! Așa. După cum se poate vedea, e un traseu pe care poate să-l facă oricine și o să vedeți unde ne scoate. Ne scoate exact în a doua parte din Red Line, adică ce înseamnă asta? Scapi de ciocaneala din prima parte și te dai direct pe Flow Line. Ceea ce este super, super tare și foarte mișto pe aici. Și
priveliștea pe aici prin pădure, mi se pare foarte, foarte drăguț. Și aici se termină. Uau, nu mai văd nimica! Ați dat în drumul forestier, mai coborâți puțin pe bicicletă și după aia o să vedeți intrarea de la a doua parte din Red Line, din traseul roșu. Coborâm frumos pe pe drumul forestier. Coborâți așa vreo 2-3 minute, cred. Și aici o să avem grijă că vin băieții de sus. Și uite că de aici începe a doua parte din roșu. Mulțumim Alex Duma și voluntarilor și copiilor care se ocupă de trasee aici la Azuga, pentru că fără ei n-am avea pe ce să ne dăm. Și da, să-mi spuneți în comentariu cum vi s-a părut și vă așteptăm la Azuga. Trebuia să o împing un pic mai mult. Bine, bravo! Bine, bă! Și un Red Line așa de fun. Bomba! Ce aici? Da! Upa! Hai, auto în față! Opa! Și îi dăm un pic mai tare. Opa! Sunt niște băieți în spatele meu care mă alargă puțin. Nu vreau să iau. Nu vreau să iau chiar pe acolo. Dar m-am panicat puțin. Asta că e bine să mai și schimb. Opa! Mi-a alunecat acolo pe piatră. Unde o luați? Pe aici? Ok. Habar n-aveam de trasa asta pe aici. Ok. Descoperim trasee noi aici la Azuga. Ok. Bă, ia uite-mă ce au făcut pe aici. Mamă, cât de fain, eu nu știam trasa asta. Nu? Da, da, ce mișto e. Da, eu nu mă dau prea tare. Și după că s-a retorgeam, pută-te. Fix așa. Dar și voi la fel, și că nu mă dau tare, dar eu mă țin după voi, abia mă țin după voi. Îmi place să fiu modest. Ne ajut? Ui. Ok. Brum. Am intrat pe roller coaster.
Aici. Hop. Mult praf astăzi. Na. Da, n-are nimic. Controla dreapta și controla stânga și jump. Un pic nose dive acolo. Te aruncă puțin și da jump-ul ăla dacă ai viteză mare. Așa mi se pare. Și aici s-a oprit gașca. Jump. Ok, n-am pompat suficient. Ca bămuță așa. Mamă, ce mă alergă băieții ăștia. Și că nu mă dau tare. Nu știu ce înseamnă la ei. Nu mă dau tare, în general la oameni. Bun. Și ultima. Ultima secțiune. Cam asta a fost, băieți și fete. Sper că v-a plăcut videoul ăsta și sper că v-a plăcut și noul traseu din Azuga. Dar după cum ziceam, urmează să mai lucreze la el, urmează să mai apară diferite elemente. Așa că ne vedem la Azuga. Pa!